Astăzi o să vă arăt, în opinia mea, care sunt cele mai bune 5 companii care plătesc și dividend. Toate aceste companii probabil nu vor fi noi pentru voi, sunt sigur că ați auzit de fiecare dintre ele, mai ales în contextul dividendelor. Prima companie de astăzi este Visa. Bun, înainte să ne uităm la grafice, metrice și evaluare financiară și așa mai departe, să vorbim puțin despre Visa. Visa este un lider global în tehnologia plăților. Practic, ei facilitează transferurile electronice de bani, de fonduri, între entități din întreaga lume, prin intermediul cardurilor de debit și de credit de care sunt sigur că ați dat la viața voastră. Practic, Visa reprezintă un element crucial în infrastructura monetară globală. Partea bună la Visa și avantajele sunt faptul că se bucură de o poziție dominantă în această industrie. Visa și Mastercard, să fim serioși, sunt cam cele mai relevante companii din această industrie, să zicem că și American Express. Și pe măsură ce economia tranziționează din ce în ce mai mult către tranzacții digitale față de tranzacții în numerar, acum, dacă ne uităm la Visa, au doar de câștigat. Știu că vi se pare că s-a terminat cu această tranziție, dar nu suntem nici pe departe acolo. Încă se tranzacționează incredibil de mult cu numerar, mai ales în piețele emergente, de exemplu. Numai în câteva țări foarte dezvoltate și, în general, mai mici ca suprafață, s-a ajuns la o pondere de peste, nu știu, 70-75% a plăților în tranzacții digitale față de cash. Deci potențialul în această industrie pentru următorii, nu știu, 20-40 de ani este foarte mare. Acest potențial este reflectat și în prețul și în performanța acțiunii. Visa este una dintre cele mai bune companii pe care ai fi putut să le deții în ultimii ani. Și am vorbit despre Visa încă din 2021. Dacă ne uităm pe year to date, Visa deja are o performanță de 24% în prețul acțiunii și dacă ne uităm în ultimii 5 ani, de exemplu, dacă investeai în Visa, ai fi avut deja o performanță de 95%, ți-ai fi dublat investiția dacă investeai în Visa acum 5 ani. Și mă rog, all time nici nu are rost să discutăm, 1644% performanță de când a fost listată la bursă. Dacă ne uităm puțin la statistici financiare, acel potențial de care vorbeam este clar reflectat în preț, pentru că Visa se tranzacționează la un price to earnings ratio de 31,7. Acest price to earnings este destul de mare și este clar un price to earnings pentru o companie de high growth, cum este și Visa. Dacă ne uităm la performanța financiară, putem să vedem că în cifre de afaceri au crescut de la an la an, cu o mică problemă în 2020, dar în 2020 cam toată lumea a avut o problemă din cauza pandemiei. Dacă ne uităm la revenue to profit conversion, adică cum își transformă Visa cifra de afaceri în profit, putem să vedem probabil una dintre cele mai bune performanțele a unei companii din piață, nici măcar din industria respectivă, pentru că profitul lor reprezintă mai mult de 50% din venit, adică e senzațional. E o mașinărie de printat bani, pe scurt. Glumind, neglumind, cam asta și este de fapt și în realitate. Și dacă ne uităm la earnings-urile din ultimii ani, de fiecare dată au fost cel puțin în linie cu așteptările analiștilor. De exemplu, dacă ne uităm la aceste estimate an de an, în 2020 au bătut estimările cu 100 de milioane, în 2021 au bătut estimările cu 50 de milioane, în 2022 au bătut estimările cu 232 de milioane de dolari, iar în 2023 cu 42 de milioane de dolari. O companie care își bate estimările în fiecare an este o companie care inevitabil îți va aduce growth în investițiile tale. Din punct de vedere al dividendului, Visa are un dividend de 0,72%, care pare că nu reprezintă foarte mult, dar asta nu este un lucru rău. Pentru că Visa este o companie care investește mult în creșterea poziției lor în viitor și în dezvoltarea companiei. E genul de companie care îți va aduce atât un dividend în fiecare an, cât și creștere în prețul acțiunii. Este un double winner pentru un portofoliu de investiții. De exemplu, dacă ne uităm la payout ratio pentru această companie, doar 22% din profiturile pe care le fac în fiecare an sunt redirecționate către acționari. Adică pe măsură ce această companie va ajunge într-o zonă de stabilitate, unde nu mai este mult potențial de growth, potențialul de creștere al rației de payout este destul de mare. Adică este loc masiv aici de creștere a dividendelor în viitor. Deci Visa pentru mine reprezintă una dintre cele mai bune investiții într-o acțiune care plătește dividend. A doua companie de care vreau să discutăm se numește JP Morgan. Pe scurt, JP Morgan este una dintre cele mai mari și cele mai respectate bănci de investiții din lume. Am mai vorbit pe acest canal de JP Morgan, este una dintre acțiunile mele preferate all time. E o companie care oferă o gamă largă de servicii financiare și care are o istorie imbatabilă în piața bursieră și
economia globală. Practic, JP Morgan se distinge față de alte bănci și de alte investiții pe care le-ai putea face prin faptul că au un management al riscului incredibil de bun. JP Morgan este una dintre puținele companii care a trecut cu succes peste toate crizele financiare pe care le-am avut vreodată pe bursa din America. Și în continuare oferă randament pozitiv an de an. Dacă ne uităm la performanța JP Morgan, putem să vedem că în ultimul an a crescut cu 30%, iar în ultimii 5 ani cu 70%. Iar all time, din nou, nu are sens să discutăm despre o cifră atât de mare, pentru că nu are nicio relevanță, nimeni n-ar fi putut investi în JP Morgan acum 70 de ani. Ce îmi place foarte mult la JP Morgan este faptul că se tranzacționează în acest moment la un PE foarte mic, la un PE de 9,9. Ăsta este un PE de nivelul României. Avem companii în România care cresc mai puțin decât JP Morgan, care se tranzacționează la un PE de 9. Deci potențialul pentru viitor mi se pare de neratat pentru JP Morgan și am zis de JP Morgan 2021, de când m-am apucat de YouTube, că este una dintre companiile în care aș investi cu ochii închiși. Dividend yield-ul pentru JP Morgan este de 2,53%. Este un dividend destul de bun pentru o companie care în continuare crește an de an și în preț. Și este practic altă companie, cum îmi place mie să zic, double winner, atât în creștere de preț cât și în creștere de dividend. Dacă ne uităm puțin la raportările lor financiare, motivul pentru care valoarea companiei a ajuns destul de jos la un PE de 9 este faptul că au avut două quartere în care au ratat așteptările analiștilor. Însă dacă scoatem aceste două quartere în care au ratat cu doar 2,4%, au nenumărate alte quartere în care au făcut mult mai mult decât să bată așteptările. Au bătut așteptările cu double digit growth. 16%, cu 20%, cu 20%, cu 10%. Și în cifră de afaceri, la fel, avem două quartere în care au ratat în Q4 2021 și în Q2 2022, însă avem una, două, trei, patru, cinci, șase alte quartere în care au depășit așteptările. Dacă ne uităm anualizat, vedem de ce acțiunea a ajuns să fie subevaluată. Faptul că ultimii 2 ani au fost sub așteptări. Însă, din nou, dacă ne întoarcem la quartere, în fiecare quartere din 2023 au bătut așteptările, ceea ce înseamnă că 2023 va fi anul în care se vor întoarce la normal, adică o depășire de așteptări an de an. Ceea ce, pentru viitor, poate însemna o creștere de preț și o întoarcere la o evaluare în zona 15, să zicem, la PE. Și dacă ne uităm la payout ratio, JP Morgan are un payout ratio de 33%, care este un payout ratio care este în zona în care îmi place mie. Sub 50% să fie loc și de growth în companie, să fie loc și de growth de dividende în viitor pentru această companie. Bun, a treia companie de care vom vorbi astăzi este aproape sinonimă cu conceptul de dividende, pentru că este o companie faimoasă pentru faptul că oferă dividend în fiecare lună. Și este vorba de Realty Income Corp. Realty Income este pur și simplu un REIT, un Real Estate Investment Trust, investește în piața imobiliară și apoi dă acele investiții în chirie, chiria respectivă o primește în fiecare lună și o redistribuie către acționarii săi. Așa funcționează pe scurt. Realty Income are un istoric impresionant de dividende, în fiecare lună a dat dividend, nu a ratat niciodată o lună. Investiția este atractivă pentru că prin această investiție acoperi și piața imobiliară și deții locații comerciale populare din America, care te vor plăti practic în fiecare lună pentru faptul că le deții. Și dacă ne uităm la această companie, din punct de vedere preț al acțiunii nici măcar nu a performat atât de rău, pentru că spre deosebire de celelalte companii, această companie nu reinvestește în growth-ul său, pentru că oferă aproape toți banii pe care îi produce acționarilor. Deci dacă ne uităm, a scăzut doar 9% în preț în ultimii 5 ani, în timp ce a dat un dividend de 5,5% în fiecare an. Și pe măsură ce poți să prinzi această companie la un preț mai mic, procentul acelui dividend va crește. Deci este o companie la care ar trebui să fii atent din punct de vedere preț. Fiind atât de popular în spațiul dividendelor, se tranzacționează la un price to earnings destul de mare, de 42,9, și personal probabil aș aștepta să prind această companie la un preț mai mic decât cel de astăzi. Probabil în zona de 45-50 de dolari per share. Înainte să spun a patra companie, să fac un pic de promovare proprie, dacă intri în linkul din comentariul pinned, o să ajungi într-un grup de Patreon în care postez în fiecare săptămână între 3 și 6 analize pe companii și la fel postez în fiecare săptămână toate mișcările pe care le fac eu pe bursă și un link către portofoliul meu public unde puteți să vedeți tranzacțiile în timp real și cum arată portofoliul în timp real. La fel postez strategiile pe care le am, motivele și motivele în spatele deciziilor pe care le iau și așa mai departe. Aveți aici un post care explică mai în detaliu cum funcționează grupul, puteți să dați pauză la acest videoclip, dar pe scurt, exact ce ziceam, între 3 și 6 analize în fiecare săptămână, săptămânal postez ce investiții fac eu și de ce, săptămânal veți avea un poll pe acest grup în care puteți decide voi în ce companii să intru și să le analizez, linkul către portofoliul public în timp real, linkul către spreadsheet-uri cu toate analizele, să le vedeți exact, să puteți copia voi acele Excel-uri, să faceți propriile voastre analize și ocazional, desigur, pe măsură ce crește acest grup, vom avea webinarii, sesiuni live, training-uri, workshop-uri, în funcție de cerințele pe care membrii grupurilor le vor avea. Și ultimul beneficiu este faptul că toate cursurile la care lucrez în acest moment, cele patru cursuri menționate aici,
citiți voi detaliile lor, vor fi disponibile către membrii grupului cu un discount de cel puțin 50%. Bun, asta a fost secțiunea de promovare proprie. Dacă tot sunteți aici, dați un like la videoclip, mă ajută foarte mult. Și ne întoarcem la a patra companie de care vreau să discutăm astăzi. A patra companie este o companie de care cred că ați auzit și este vorba de compania Apple. Puțini oameni se gândesc la Apple ca la o companie plătitoare de dividend, dar eu cred că ar trebui să o luați în calcul când vă gândiți la un portofoliu de dividende. Apple, ca și Visa, încă este o companie de growth care investește masiv în dezvoltarea companiei, însă avantajul în a investi acum în Apple este că sunteți înainte de creșterea de dividende masivă pe care o va avea inevitabil în viitor, pentru că la un moment dat growth-ul se va opri. Iar când growth-ul se va opri, ghiciți unde se vor duce profiturile masive pe care compania le face. În momentul de față, Apple are un dividend de 0,5%, care înseamnă ceva, adică sunt niște bani pe care îi faceți, dar prețul companiei a crescut în ultimul an cu 50%, iar în ultimii 5 ani cu 370%. Este o companie care performează incredibil de bine, an de an. Oricine ar zice orice de Apple în orice punct că ar fi supraevaluată, că PE-ul de 32 este prea mult, trebuie să se uite puțin la growth-urile companiei și la așteptările pe viitor, pentru că compania în continuare și la $196 per share cât este acum când filmez, mi se pare un super deal. Iar pentru investitorii, pentru dividende, reprezintă o oportunitate pentru viitor de a avea un alt double winner în portofoliu care să-ți crească și în preț și să aducă și dividende fiecare an și un potențial foarte mare de creștere de dividend în viitor. Gândiți-vă că în acest moment compania oferă dividende de doar 15% din profiturile pe care le face. În viitor, când vor ajunge la cifre mai semnificative ca 30-40, înseamnă o dublare a dividendului. Și aici vorbim despre dividendul raportat cu prețul de astăzi. Nu se știe cât va fi prețul din viitor. Dividendul vostru probabil va fi un procentaj și mai mare dacă cumpărați la un preț mai mic. Deci eu aș fi atent în continuare la Apple și probabil când sunt dipuri pe piață, eu voi cumpăra Apple. Bun, a cincea și ultima companie de astăzi este o altă companie faimoasă pentru dividendele pe care le oferă. Este o companie care este considerată Dividend Aristocrat. Mi se pare că recent a fost considerată și Dividend King. Trebuie să verific asta pe Google, dar nu mi-am text exact. Este vorba de PepsiCo. PepsiCo nu are o performanță grozavă în ultimul an, a scăzut cu 7%. Însă dacă ne uităm pe ultimii 5 ani a crescut 50%. Asta înseamnă un 10% pe an în condițiile în care oferă un dividend de 3% pe an. Deci este una dintre cele mai balansate companii care aduce an de an growth, atât în preț cât și în dividend. Și are o istorie de peste 50 de ani de plată de dividende și plată de dividende crescute de la quarter la quarter. Dacă nu știți ce este PepsiCo, nu știu unde trăiți, dar PepsiCo este o companie de băuturi și snack-uri care oferă produse precum Pepsi, Lay's, Doritos, Mirinda și așa mai departe. Dacă ne uităm la price to earnings, este un price to earnings de 28, care este unul destul de mare pentru o companie care nu crește atât de agresiv în cifra de revenue. Pepsi crește în medie cam cu 7% pe an, ceva de genul ăsta, 6-7%, dar produsele pe care le vinde sunt produse de care va fi nevoie în principiu tot timpul. Nu este o companie care este atât de afectată de situația macroeconomică. Dacă ne uităm la payout ratio, de exemplu, pentru PepsiCo, payout ratio în momentul acesta este de 70%. Este un payout ratio destul de mare, până la urmă trebuie să susțin această plată constantă și această creștere constantă de dividende. Probabil nu există mult potențial de upside, dar puteți vedea din istoricul acestei companii faptul că orice ar fi, dividendele vor fi plătite. De exemplu, în 2017, când Pepsi a avut un an mai rău, tot a plătit dividend mai mare ca în anul precedent, chiar dacă a fost nevoită să plătească 93% din profituri. Și a reușit după aceea să plătească doar 40%, să se rebalanceze și apoi să se stabilizeze în zona de 70%. Atâta timp cât compania crește în profit și în venit, puteți să vă așteptați în continuare la creștere dividende masive. Chiar dacă nu va crește, Pepsi își va crește acel payout ratio pentru a vă plăti dividendul vostru. Deci este una dintre cele mai safe investiții din punct de vedere investiții în companii cu dividend de pe piață. Bun, cam asta am vrut eu să vă spun astăzi despre dividende. Nu uitați de linkul din comentarii despre Patreon. Și dacă vreți să vedeți o analiză pe o companie de growth pe care am făcut-o în trecut, o companie super interesantă de la BVB care cred că are potențial destul de mare în următorii ani, uitați-vă la acest videoclip, cred că o să vă placă destul de mult. Ciao!